Protecția copilului și familia furdui. Știm că așteptați cu toții, cu sufletul la gură, să primiți vești despre copiii familiei furdui. Știm că așteptați îndeoseb vestea cea mare, că li s-a permis să vină acasă, să aibă parte din nou de căldura căminului, să-și facă planuri de vacanță și să se bucure unul de altul. Din nefericire, nu vă putem da încă o astfel de veste. În desfășurarea evenimentelor a devenit foarte clar că protecția copilului nu are asemenea intenții. De la început, părinții au așteptat să primească un plan de ajutor și reunificarea familiei, nu au primit nimic. Acum a devenit foarte clar, atât pentru părinți, cât și pentru toți cei implicați în consultanță, că a fost doar o strategie de a câștiga timp. Pe măsură ce au apărut dovezi, că nu e nici de cum vorba de o familie dereglată, că nu e vorba de abuz, ci mai degrabă e vorba de probleme obișnuite pentru o familie mare și pentru cultura românească, protecția copilului rămâne instabilă. Planul este să țină copiii un timp scurt, iar când spun ei asta, se referă la ani. Au nevoie de timp în care să lucreze la demolarea relațiilor dintre copii și părinți, timp în care părinții să fie distruși și financiar, pentru că li se impune să contribuie la întreținerea copiilor la cămin, timp în care să distrugă în copii orice valori creștine sau familiale. Modul este exact ca în cazul Bjarne Vernetului, norvegian, pe care îl cunoaștem deja. Angajații recunosc că au descoperit niște copii minunați, echilibrați, inteligenți și manierați, copii care nu se potrivesc în peisajul căminelor lor, unde de obicei ajung copii cu probleme serioase de comportament. Dar nu pare că ei se gândesc la binele acestor copii, ci mai degrabă la propriile orgolii. Au o ideologie care le permite să calce în picioare tot ce e frumos și sfânt într-o familie, fără să aibă remușcări. Din păcate, se pare că nici legal nu există pedepse pentru acțiunile lor. Se pare că și instanța pentru familie nu iese din recomandările protecției și se ascunde sub o procedură clasică, să vină un psiholog evaluator să decidă. Deși are la dosar dovezi incontestabile că părinții își iubesc și îngrijesc copiii, judecătoarea ignoră toate dovezile și refuză să propună alternative în interesul familiei și al copiilor. Deși vecini, profesori, medici, pastori, care i-au cunoscut, toți de cetățenie germană, îi susțin și spun că nu au sesizat nimic anormal la copii, totul este ignorat de dragul unei ideologii care se vrea a fi supremă. În afară de aceasta, se refuză o analiză de bun simț a moștenirii culturale pe care o are orice familie de imigranți. Iată-ne într-un cerc vicios în care cei implicați se susțin unii pe alții și depind unii de alții. În tot acest timp, copiii și părinții sunt separați, vieți sunt distruse, totul sub deviza binele suprem al copilului. Ce înseamnă acest bine al copilului? Se pare că fiecare angajat, jugedamt, îl definește după propriul standard, dovedind astfel lipsă de cultură și sensibilitate. Copiii au dreptul la părinți, nu neapărat la părinți perfecți. Copiii familiei furdui au dreptul la părinții lor, cei care le-au dat viață, îi iubesc și i-au îngrijit cu dăruire și abnegație. Nimeni nu va putea oferi acestor copii minunați mai multă dragoste și protecție decât părinții lor. Acolo unde Jugendamt are soluții mai bune, să vină la părinți cu ele și să le prezinte, nu e nimeni împotrivă. Îi iubim și continuăm să ne rugăm pentru David, Naomi, Estera, Natalia, Ruben, Albert și Lea și să luptăm prin orice mijloace pentru binele acestor copii și reunificarea familiei. Doamne ajută! Relatează pagina de Facebook Susținem Familia Furdui. Vă rugăm să vă abonați și să distribuiți.